Bună seara! Mulțumesc, Cătălin, că te-ai gândit și la noi, cei din vestul țării, să ne inviți aici, la cei din Timișoara și din zonă. Vreau să te felicit pe tine și echipa de la, cum ziceți voi, Prodocens, da? pentru tot ceea ce ați făcut până acum. A fost o, o lucrare, așa cum am auzit, o lucrare extraordinară, o luptă bună, o luptă care trebuie să o ducem. De fapt, să știți, noi nu facem nimic spectaculos atunci când luptăm pentru valorile creștine, când căutăm să fim lumină, așa cum Domnul Isus ne-a învățat, ci pur și simplu împlinim ceea ce Hristos ne-a cerut, să fim sarea Pământului și lumina lumii. Cătălin, vreau să-ți mulțumesc că ai ales să lansezi platforma aceasta. Tocmai în ziua de 24 septembrie, uh, acum 30 de ani, în 24 septembrie, i-am spus unei fete frumoase pe nume Simona că o iubesc, că voi fi alături de ea la bine și la rău, în bucurii și în necazuri, în sănătate și în boală, până ce moartea ne va despărți. Și m-am ținut de cuvânt, să știți. Și în seara asta suntem amândoi aici, dovadă că Dumnezeu, atunci când unește doi oameni, îi ține împreună până la capăt și le de putere. Să ne ajute Dumnezeu să fim lumină toți, nu doar ei. Și plec în seara asta cu un slogan nou care l-am învățat de la părintele Doboș. Mi-a plăcut extraordinar. Cristos nu ne-a chemat să fim cu minți. Mi-a plăcut asta. Am auzit de prea multe ori, fii cu minte, stai liniștit, Cătălin, mai liniștește-te. Nu, Christos nu ne-a chemat să fim cu minți. Ne-a chemat să fim semnificativi. Doamne, ajută. Părinte, mă iertați că v-am luat sloganul, e extraordinar. Fiți bine binecuvântați.